În cadrul ședinței de guvern de astăzi s-au adoptat mai multe proiecte de legi și hotărâri de guvern, dar cea mai importantă este ordonanța de urgență privind unele măsuri vizând activitatea ANAF, drept care domnul ministru Eugen Teodorovici vă stă la dispoziție. Da, bună ziua, în primul rând. Este adevărat, azi în ședința de guvern s-a aprobat o ordonanță de urgență care reglementează în special activitatea ANAF-ului. Principalele elemente sau obiective pentru care această ordonanță s-a aprobat sunt următoarele. În primul rând, pentru asigurarea protejării mediului de afaceri prin asigurarea unui cadru legislativ stimulativ, simplu, transparent și echilibrat din punct de vedere al sancțiunii contravenționale. În al doilea rând, pentru instituirea unor pârghii care să conducă la diminuarea evaziunii fiscale în domeniu. În al treilea rând, pentru a diminua economia subterană prin reducerea componentei de nedeclarare a veniturilor realizate în domeniul comerțului cu amănuntul și prestărilor de servicii către populație. Și nu în ultimul rând, pentru a introduce unele prevederi cu privire la definirea sumelor încasate în plus sub formă de bacșiș, în vederea evidențierii acestui tip de venit pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acestuia de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populație și asigurării fiscalizării acestuia potrivit codului fiscal. Am să vă dau câteva elemente și de ordin tehnic pentru a vedea exact care sunt faptele și eventual amenziile aferente acestora. În primul rând, dacă sumele înregistrate la momentul efectuării controlului sunt între 300 de lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv din valoarea înregistrată în casa de marcat la ora controlului, se lasă cu un avertisment. Un simplu avertisment. Deci nu se mai suspendă activitatea acelui agent economic. A doua situație este aceea când avem până în 300 de lei, dar mai mult de 3% din valoarea înregistrată în casa de marcat la momentul controlului, faptul care se sancționează cu o amendă de la 2.000 la 5.000 de lei, de asemenea fără suspendarea activității. A treia situație este aceea când valoarea identificată în plus este între 300 de lei și 1.000 de lei inclusiv, dar mai mică de 3% din valoarea înregistrată din casa de marcat la ora controlului. Această faptă se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 15.000 de lei, de asemenea fără aplicarea sancțiunii complementare și anume de suspendarea activității. A patra situație, pentru sume cuprinse între 300 de lei și 1.000 de lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea înregistrată în casa de marcat la ora controlului, această faptă se sancționează cu amendă de la 15.000 de lei la 20.000 de lei și cu suspendarea pentru 30 de zile a activității operatorului economic pentru unitatea de vânzare la care s-a constatat contravenția, începând cu cea de-a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni. Indiferent pentru care din situațiile prezentate a fost aplicată sancțiunea la prima abatere, în cadrul termenului de 24 de luni de zile. De asemenea, a cincea situație, pentru sumele mai mari de 1.000 de lei, dar mai mici de 3%, inclusiv din valoarea înregistrată în casa de marcat, faptul care se sancționează cu o amendă de la 20.000 de lei la 25.000 de lei, fără aplicarea sancțiunii complementare, deci fără suspendarea activității. O a șasea situație este aceea când avem sume mai mari de 1.000 de lei și mai mari de 3% din valoarea înregistrată în casa de marcat la ora controlului, dacă acesta de fapt se dau o amendă de cumis între 25.000 de lei și 30.000 de lei și cu suspendarea pentru 30 de zile activității operatorului economic pentru unitatea de vânzare la care s-a constatat contravenția, începând la fel cu cea de-a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni de zile. Ca și idee principală, la prima constatare nu se suspendă activitatea, se aplică amenda respectivă. Pentru cele două situații menționate puțin mai devreme, și anume cea cu amenzi între 15 și 20.000 de lei și cea între 25.000 de lei și 30.000 de lei, unde spuneam că se poate și suspenda activitatea respectivă, la a doua faptă
să spunem înregistrată, există posibilitatea achitării amenzii, cât și a unei sume egale de 10 ori a amenzii aplicate, pentru ca sancțiunea complementară să înceteze în 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Bun. Un alt aspect foarte important și cu asta închei pentru că sunt foarte multe elemente și de ordin tehnic, este important de spus faptul că prin această ordonanță s-a introdus și o sancțiune corelativă pentru nerespectarea obligației angajaților de a prezenta organelor de control sumele de bani aflate asupra lor, respectiv o amendă contravențională de la 1.000 la 1.500 de lei aplicată salariatului care refuză prezentarea sumelor de bani. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări. Da, este diferența între serviciul prestat și dorința clientului pentru serviciile prestate, acea sumă se bate pe bon fiscal separat și se impozitează cu 16%. Da. Suma respectivă poate rămâne la dispoziția angajatorului, care poate dispune fie în păstrarea și a suportarea din aceasta a unor costuri pe care le are în mod curent, fie să fie distribuită către angajați pentru a-i stimula. Întrebări? Elena? La publicarea ei. La publicarea ei și, bun, sunt câteva zile pentru a reglementa la nivel de ANAF toate aceste aspecte tehnice. Cu siguranță. Siguranță. Deci ordonanța va fi, cred că mâine, în monitorul oficial se va publica. Aș avea o întrebare, Roxana Maticiuc, Prima TV. Se vor schimba regulile pentru loteria bonurilor fiscale? Da, am spus și ieri că este normal să facem, să avem o abordare diferită, având în vedere situații precum cea de prezentă, da, când fondul de salarii va trebui să fie împărțit la un număr foarte mare de câștigători. Și cred că este normal să putem schimba acest mecanism pentru a stimula cu adevărat pe cei care solicită bonurile fiscale. Veți mări suma? Veți... Nu neapărat că este vorba de mărirea sumei fondului de câștiguri, ci o altă abordare la nivel de câștigători, poate pe categorii de câștiguri, da, astfel încât cei care sunt declarați câștigători, trebuie să primească un premiu consistent. Când veți da o formă finală a regulamentului, să spunem? Următoarea săptămână de zile, deci cel târziu luna mai, va fi... Mai aveți alte modificări pe care le știți? Că vor fi, sigur, implementate. Mai este vorba de acel tip de loterie, abonă fiscală, prin care dorim să stimulăm solicitarea bonului fiscale din anumite zone în care evaziunea fiscală este ridicată. Acele vor fi loterii, am spus, lunare, pentru care, la fel, în mai va fi stabilit și mecanismul de implementare. Okay. Elena. E pornit, nu? Cum veți verifica dacă va fi trecut bacșișul pe un bon fiscal? Pentru că eu, chelner, îl iau, îl bag în buzunar, mă duc, mi-l pun în poșetă sau mi-l pun în pantof și aia a fost. Bun. În primul rând, v-ați spus foarte clar la început. Cred că niciun act normativ sau mai ales în acest domeniu este imposibil să reglementezi 100% orice posibilă situație. Asta e primul punct. În astfel de situații, organul de control, când va constata astfel de fapte, va aplica amenda la nivelul salariatului. Asta înseamnă că mă poate controla în pantofi sau în poșetă inspectorul de la ANAF? Dacă nu, dacă refuză să prezinte organul de control sumele aflate la dispoziția salariatului, desigur, acolo în locurile unde... Nu, eu vă întreb foarte serios, pentru că există posibilitatea în care eu ascund banii, mă rog, angajatul ascunde banii și vreau să știu dacă inspectorul de la ANAF poate să-i ceară să îl verifice în poșetă, în portofel, în pantofi, unde ar putea fi ascunși banii. Bun, în primul rând, salariatul când vine dimineața la locul de muncă, are obligația să-și înregistreze veniturile aflate asupra sa. În registru ținut separat de către angajator. În cazul în care, repet, sunt sume identificate asupra sa, se aplică amenda. Pot să fie și situații când, nu știu, aceste sume se ascund, cum ați spus dumneavoastră, în diferite zone. Refuză să arate banii. Nu poate să-l forțeze pe om să... Deci nu poate fi forțat să arate banii. Da. Dar încă o dată, repet, putem să mai identificăm situații care
la fel poate au nevoie de o reglementare aparte. Acest document este provenit din discuție pe care l-am avut cu cei care efectiv au nevoie de o astfel de reglementare. Deci cu Federația celor din turism, cu efectiv toți cei care sunt direct interesați. Este chiar o propunere a lor venită de a reglementa și Bacșișul. Cu toți am convenit că este un pas foarte mare în direcția bună, dar că mai sunt posibile situații care cu siguranță nu vor fi acoperite nici măcar de această nouă modificare acestui act normativ. Deci, ușor, ușor, sperăm să ajungem la acel cadru care să reglementeze cât mai multe situațiile posibile. Dar, încă o dată, repet, 100% este imposibil. Pentru că ordonanța va fi... La această ordonanță, îmi cer scuze, este aplicarea acelui principiu sau acelui mecanism de impozit forfetar. Pentru că ordonanța va fi în vigoare de 1 mai, vreau să vă întreb dacă se vor intensifica controlele la mare, la munte, acolo unde merg foarte mulți turiști. Ca principiu, controlele se vor intensifica, asta pot să vă spun cu siguranță, nu numai la mare sau la munte, ci în toate zonele posibil cu astfel de situații. Deci, controlele ca principiu se vor intensifica. Vom mări numărul celor care vor face controle, asta cu siguranță, dar, încă o dată, este o lege, trebuie să cu toți o respectăm și situațiile de pe lângă vor fi sancționate. Sigur. Da? Claudia Porvoiu, Hot News. Ordonanța de urgență mai cuprinde și alte măsuri în afară de cele referitoare la activitatea ANAF? Mai sunt două aspecte pe care aceeași ordonanță le cuprinde. M-am referit doar stil la ce am eu ca minister în atribuții, dar pot să vă spun foarte pe scurt. Mai sunt încă câteva prevederi care modifică un acord de împrumut cu Banca Mondială pentru Ministerul Justiției, odată, o prelungire și o, să zic așa, o reașezare a sumelor acordate pe anumite obiective pe care Ministerul Justiției trebuia să le implementeze, odată. Și a doua chestiune este legată de ridicarea acelei taxe de la podul de la Cernavodă, da? Astfel încât de la 1 mai, cei care trec pe această zonă să nu mai folosească sau să nu mai fie chinuiți de acele cozi interminabile. Bun, și care este legătura între aceste măsuri? Adică de ce nu s-au făcut 3 ordonanțe de urgență și au fost băgate acestea într-una singură? Da. Mă întrebați de fond sau de formă? Nu, v-am întrebat și de fond și de formă. Hai să rămânem la fond. De formă. Hai să rămânem la fond. Bun, o altă întrebare în legătură cu acea loterie a bonurilor. Da. Cum vor reuși inspectorii fiscali sau cine se ocupă? Se conduce 9.000, nu? Tot de formă. 9.000, 10.000 și așa mai departe. Se vor ocupa în perioada următoare numai de acestea? Sunt două posibilități. Pentru a te asigura ca și organ de control, de verificare, de audit, orice, ca principiu, fie verifici întreaga populație, mă refer populație în sensul unui să spunem așa, eșantion care trebuie creat sau fiind stabilit de către ANAF, pentru a fi verificat. Putem verifica 100%, ceea ce în cazul de față nu se poate. Este imposibil, pentru că nu, acum nici nu are sens pentru un bon de 2 lei să trimiți ANAF-ul să verifice și să mai costă mai mult controlul decât bonul în sine. Și chiar decât câștigul în sine, în situația de față. Deci, fie 100% și nu va fi cazul, fie pe bază de eșantion. Da? Așa, și a treia întrebare și ultima, până la urmă, ce se va întâmpla cu reducerea TVA la apa potabilă? Se mai face sau nu se mai face? Sau da, este o discuție, cum la fel am spus și ieri, este o discuție pentru a vedea exact care este cea mai bună modalitate, dacă este posibilă, din punct de vedere bugetar, de la ce dată, dacă da, de la ce dată s-ar putea aplica, care putea fi și, să spunem, elemente pe care le-am putea condiționa. Să nu uităm că totuși sunt zone unde tariful de apă trebuie crescut. Sunt obligații asumate în finanțele pe care acei operatori economici le-au primit de-a lungul timpului. O dată. Doi, e posibil ca, nu știu, nu neapărat mulți, dar divers să spună că scăzând TVA-ul, iar din punct de vedere al bugetului, există o pierdere. Se crește consumul, se încurajează consumul de apă, pe total câștigul va fi cel puțin același. Bun, deci și cât timp vă ia să luați o decizie? Următoarele zile, v-am spus, discutăm și la nivelul Ministerului Muncii, pentru că și este o discuție pe care o să o am și cu doamna ministru Rovana Plumb, pentru a vedea și în vedere social care sunt efectele și impactul. Și probabil că stăm undeva spre finalul săptămânii, vom putea să vă prezentăm un punct de vedere. Bună ziua! Bună ziua. Ca să clarificăm, angajatul va fi obligat să treacă pe un caiet la intrarea și la ieșirea din tură cu câți bani vine la muncă și cu câți bani pleacă? Nu, la intrare la lucru.
la intrare. Păi și, de exemplu, dacă pleacă în pauza de prânz și cheltuiește o parte din banii cu care a venit. Se întoarce și notează diferență rămasă. De fiecare dată când cheltuiește din suma dacă cu care a intrat inițial la muncă. De la multe ori în timpul zilei, de fiecare dată trece pe registru. Nu înțeleg de ce ne sau încercăm să vedem ca pe o problemă. Este o problemă totuși de a reglementa această situație. Este o situație pe care sau o reglementare pe care o cer cei care sunt direct interesați, acei angajatori. Deci, au spus oricum că țin fel de fel de registre și nu ar fi nicio fel de problemă pentru ei să aibă un astfel de registru pentru astfel de situații. Acum că o să auziți poate sau o să fie nemulțumiți care probabil pe astfel de motive, acum totuși... Poate sunt unii angajați care nu-și doresc să știe șeful sau colegii cu câți condiția la angajare este cea impusă de angajator. Adică registru, obligația respectivă, asumarea răspunde atunci când încalcă legea, pentru că totuși e foarte important ca și el să fie sancționat în cazul în care se vede la astfel de faptă, pentru că totuși operatorul preia asupra sa o parte din vină, pentru că rămâne răspunderea lui ca acel angajator să respecte legea. Da, da. Pe de o parte, dumneavoastră ziceți că angajatul o să fie amendat cu o amendă destul de mare dacă refuză să îi spună, să-i arate inspectorului antifraudă câți bani are asupra sa. Pe de altă parte, inspectorul antifraudă și dumneavoastră recunoașteți că nu are toate pârghile necesare să verifice dacă ce declară angajatul este corect sau nu. Cum vă repet, sunt încă situații care nu se reglementează. Ce pot să vă spun sigur? Că ANAF-ul nu va face niciun fel de abuz atunci când nu are în spate... Deci nu face abuz. Aplică strict legea. Dacă legea nu-i dă voie să facă un astfel de control corporal, cum probabil că vreți să insinuați, nu face. Deci nu face abuz. În niciun caz. Să participe. Da, oricum se poate, să spun. Deci sunt situații care vor fi încoată atent implementate, dar fără să încoată, repet, să se depăreze ceva de la lege. Asta clar. Ok, și în privința proiectului de lege privind pensiile militare de stat, ne puteți spune care este impactul bugetar? N-am chiar cifrat la mine, dar atâta timp când am dat aviz pe acest document, există spațiu bugetar pentru o astfel de modificare. Dar nu sunt pensii speciale, atenție. Am zis pensii militare de stat. Mi s-a părut că a spus special. Nu. Am citat din proiectul de lege, așa am zis. Ok. N-am, vă pot, într-un comunicat sau bine, vă pot informa vis-a-vis de sumă. Dar n-am la mine exact sumele respective. Și în privința acordului cu FMI și Comisia Europeană, reprezentantul Comisiei Europene a spus că acordul României cu FMI și Comisia este în momentul de față off track. Adică asta deraiat. Asta când a spus? A spus la o conferință despre trecerea la zona euro la care trebuia să participați și dumneavoastră, cred. Erați pe lista de invitații. Repet, după discuția de la Washington, ultima vizită la Washington, eu spun că lucrurile reintră pe făgașul normal și acest acord va fi repus, să spunem, în mișcare, astfel încât până la finalul acestui an să-l închidem așa cum ne dorim atât noi, cât și partenerii noștri internaționali. Deja din ce am discutat la Washington, o parte din lucruri deja s-au luat ca și decizii, pot să vă spun. Mulțumesc! Da? Orice persoană care își comandă mâncare acasă, sau la locul de muncă, sau merge cu taxiul, lasă bacșiș de multe ori consistent. Ce se va întâmpla în aceste situații? Repet, la taxiul are... Nu aparatul de marcat și poate să marcheze diferența. Deci este obligația, inclusiv pentru taxiuri, să emită două bonuri, da? Unul pentru cursă și al doilea pentru bacșiș. Bacșiș. Corect, da? Da. Nu e obligația... nu este... Da, și va fi modificat astfel încât să permită și o astfel de tastare a bacșișului lăsat de client. Da? În legătură cu apa rece, cu TVA-ul pentru apa rece, doamna Rovana Plumbă spunea ieri că este inclusiv o măsură socială. Dumneavoastră știți cât costă un metru cub de apă rece în prezent? Unde este întrebarea? Aceasta este întrebarea. Știți cât costă un metru cub de apă rece? Ce relevanță are vis-a-vis de costul unui metru cub de apă? Știți cât economisește o familie dacă se aplică această reducere a TVA la apa rece? Dar nu facem pentru a economisi neapărat. Deci nu neapărat elementul de economisire este cel mai. Vă repet, dânsa spunea ieri că este inclusiv o măsură socială cu impact asupra bugetului unei familii sărace. Am înțeles. Dânsa, doamna ministru Rovana Plumb, are zona de
social. Și, într-adevăr, am spus, este și un impact de această natură. La finanțe, avem puțin o abordare extinsă. Vă am repetat faptul că operatorii de apă, să spunem astăzi, au niște obligații asumate prin, odată prin hotărâri de consilii locale ale celor care sunt membri în acea asociație de dezvoltare intercomunitară, odată, să crească tarifele. Acest lucru s-a întâmplat din motive și de acest fel. Poate, sau sigur, că odată cu reducerea acestui TVA la apă, diferența, sau în fine, se poate trece la acele tarife care să fie majorate, pentru a-și putea respecta obligațiile față de cei care finanțează. Este un exemplu, este un element, este unul important. Deci nu înțeleg care... Vă rog, încă o întrebare, că la două, la și jumătate, dar știți sau nu știți, dar știți, costă? Estimativ. Domnul ministru, vă pot să mă întreb și dumneavoastră ceva, cât costă, nu știu, metru de gaz? Dacă nu vă supărați, avem poziții diferite. Eu adresez întrebări și dumneavoastră. Nu, trebuie să știm ce vreau și unii și alții. Bănuiesc. Dacă mai aveți o întrebare, da, am eu o întrebare, domnul. Vă rog, trebuie să spuneți că semnăm și la parlament la Comisia de Buget. Vă rog. Bună ziua. Dacă îmi puteți o întrebare, referitor la ordonanța aceasta cu de toate, deci de ce era nevoie ca taxa de pot să fie reglementată prin ordonanță de urgență? Nu, vă întreb asta, chiar foarte serios. Asta, nu știu, domnul ministru Rus, ministrul transportului, așa o stabilit, asta este o ordonanță la bază, ordonanța 15, dacă nu mă înșel. Pot să adică dau eu o informație completă în această privință ca să... A, bine, mulțumesc. Îl protejăm pe domnul ministru de această... Vorba bine. Deci este o... Adică taxa era... Vreți să mergeți la... Imediat, domnule ministru, ca să înțeleg, de 1 mai mă duc la mare, sunt liberă, comand două cafele, două sucuri și două pizza, la final primesc nota de plată pentru ceea ce am consumat, plus separat un alt bon pe care scrie bacșiș. Dacă sunteți mulțumite de serviciile prestate și nu numai, lăsați, dacă doriți, această, o sumă suplimentară față de serviciul prestat. Acea sumă, ca diferență între prestație și... da? Se înregistrează pe bon separat fiscal, pe care dumneavoastră nu le aduce neapărat chelnerul la masă. Dar scrie bacșiș? Va avea nu neapărat bacșiș. Pot să particip cu el la tombola, la loteria bunurilor? Nu. Dar putem și am și o să de inițiativă, să discutăm. Deci voi primi două bonuri separate. Două bonuri separate. Cel pentru prestație și cel pentru diferența de sumă între prestație și cât dumneavoastră vreți să lăsați. Păi, dacă avem un singur bun, automat mergeam și pe zona de TVA. Dar noi să fie separat pentru a fi impostat doar cu 16%. Asta este ideea, odată. Da? Deci, simplu. Scurt, despre impozitarea, eliberarea bonului fiscal la legumele, fructele, verdețurile din piață? Am spus legume și fructe. Am văzut ceva de verdețuri și de asta. Nu, am spus legume și fructe, așa cum sunt ele definite în punct de vedere legal, la acelea va fi această posibilă loterie. Legume și fructe. Legume și fructe. Da? Eu n-am spus niciodată verdețul, dar am văzut ieri că cineva are pasă de verdețuri. Da. Nu, că ironia e în altă zonă. O ultimă întrebare. Nu la noastră, la cei de ieri. O ultimă întrebare. Știu că a fost în guvern o ordonanță de urgență care privește acordarea unui ajutor de stat pentru complexul energetic Hunedoara. Dacă puteți să-mi spuneți despre ce e vorba? Nu a fost absolut nimic astăzi pe tema asta. Sigur, sigur. Dacă vă spun. Sigur, credeți. Nu, sigur nu. Vă mulțumim, domnule ministru. Vă mulțumesc, o zi bună. Mai bine.